supra. 1 supra 1 ori 2. Da. Plus 1 supra 2 ori 3. Da. Plus punctul și mai departe, plus punctul. Punctul 1 supra 2013 ori 2014. Ori 2014. Totul supra. Totul supra, da? Da, totul supra. 2013 ori x. 2013 ori x. Egal cu 1 supra 4028. 4028. Minunatul l-ai făcut? Da. Intră, oprezi mai departe. Lasă-mi să lucrăm. Adu-ți-o vrei tu? Eu vreau doar atâta să încerci să văd dacă e bine. Domn profesor, cine lucrează? Hai să vă lăsăm pe el. Te rog. Pe cine? Pe Adi. Hai, adu-ți. Nu mai vreau eu, domn profesor, acum. Acum m-am blocat. Asta, în loc de 1 se scrie ca 2 minus 1. 2 minus 1, corect. E echivalent cu. Acum pe 1 ăsta copii, îl scriem ca 2 minus 1. Și tot 1. Ca 2 minus 1 se vrea 1 ori 2. Da. Haideți să punem întâi linia de fracție. Linia de fracție. Da, mai departe atunci. De plus. 3 minus 2 supra 2 ori 3, da. Plus și așa mai departe, plus 2014 minus 2013 supra 2013 ori 2014, totul supra, cât e 2013 ori x? Egal cu? Egal cu 1 supra 4028. Bun. Acum numitorii distribuim numărătorii la numitori. Numărătorii la numărători. Invers, ăsta de jos la ei de sus. Echivalent cu și facem așa, linia de fracții, doctor. Da. Lungă. Lungă și frumoasă. 2 supra. Stai așa să scriu. Scrii și tu, ai făcut linia, pune da. Numitorul, pune numitorul cum a pus era. Bun. 2 supra, cât era, 1 ori 2, minus 1 supra 1 ori 2. Tu doar ai înțeles? Da. 3 deci supra. Deci se distribuie 1 ori 2, la, atât la 1, la 2, cât și la 1. Practic am 2 minus 1, cum am scris, supra 1 ori 2, da. Cuvitorul e la fel, da? Plus. La care îs? Plus 3 supra 2 plus 3 supra 2 ori 3 minus 2 supra 2 ori 3 da. Plus și așa mai departe plus da. Ăsta cât era? 2014 supra 2013 ori 2014 da. Cu minus 2013 supra 2013 ori 2014 supra, ca nu trebuie să scriu, supra 2013x egal cu 1 supra 4028. Bun. Simplificăm 2 cu 2, 1 cu 1, 3 cu 3, 2 așa cu 2. Așa 2 cu 2, da? Cum? Da. 2014 cu 2014, 2013 cu 2013. Să avem echivalent cu? 1 minus. Hai să pun o linie fracție. 2013 ori x. Da? Și sus o să am așa. 1 minus. 1 minus. 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Minus 1 pe 3. Plus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Plus și așa mai departe. Plus 1 pe 2013. Minus... Plus 1 pe 2014. Plus 1 pe 2013. Da. Minus 1 pe 2014. Minus 1 pe 2014. Da, și se simplifică egal cu 1 pe 2014. Așa. Și acum, minus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Da, minus 1 pe 3 plus 1 pe 3. Ăsta cu ăsta din față. Egal cu 1 pe 4028. Da. Minus 1 pe 2 plus 1 pe 2. Așa, așa, ăsta cu ăla. Așa și noi să avem echivalent cu 1 minus 1 în linie fracție 2013 ori x. Așa, 1 minus 1 pe 2014 egal cu 2013 ori x egal cu 1 pe 4028. Da.
ce facem în continuare. Pe prima amplificăm, pe prima amplificăm. Cine nu înțeles? Cu domnul, ah, pe hai, ați înțeles? Da. Așa. Pe prima amplificăm cu 2014. Da. Ce copii ai scos? Și 2013 pe 2014. Echivalent cu 2013. Pe 2014 ori 1 supra 2013 ori. Egal cu 1 pe 2014 ori 1 supra 2013 ori x. Așa. 2013 cu 2014. Așa, și ne rămâne 1 pe 2014. 1 pe 2014 x. Da, este egal cu 1 pe 4028. Și? Acum x egal cu? X egal cu... Păi ăsta, ăsta egal cu ăsta, ăsta, dacă nu vezi. 2. Următorul. Păi da, eu. 1 supra 1 ori 3. Hai să șterg grabă, tablă. Dacă cineva n-a înțeles, să spună. Eu n-am înțeles. Hai, Iona, să văd ce-i serviciu frumos. Găsești. 1 supra 1 ori 3. S-a prins toată lumea de nu mi-e s-o usul. Da, o să vezi că nu se prins. Ba da, mă țești cu toată. Așteaptă adusul, nu fi nerăbdător. Vezi ce înseamnă să înțelegi cum merg exercițiile? Da. Pune doar până să facem. 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra 3 ori 5 plus și mai departe plus puncte puncte 1 supra x minus 2 în paranteză ori x anumitor. X minus 2 ori x. Aici, da? Așa, da. X minus 2 ori x. Totul supra 2014 egal cu 5 supra 6042. Egal cu? 5 supra 6042. Cine vrea? Am o primire. Nu poate vrea, nu? Să amplificăm cu 3 prima fracție, ca să avem aceiași numitor. Acolo. Dacă aplicăm 3 cu 2014, avem 5, o să avem 6042. Da, este o primă idee bună. Deci, a, aici, ca să avem și aici 6042. Deci înmulțește cu 3 și sus și jos. Și jos, da. Da? 3 și o să avem 3 pe lângă. Punem 3 aici. Da. La, ca și matir. Așa, și jos, da. E, și la numitor 3. Și aici 3. Tot 3. Și o să avem așa. Ziceți copiii 3 pe lângă. 1 supra 1 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 5 plus 1 supra x la 2 minus 2x egal cu 5. Ai desfăcut acolo, da? X, da, x la 2. Lasă așa bine. Și la x minus 2 pe lângă x. Nu, nu, da. Egal cu 5. 5. De ce? Fiind 5? Ah, și gata că am eliminat. Gata, domn profesor. Deci copiii, Miruna a zis așa, mulțim cu sus și jos cu 3, ca să scăpăm de face 6.000 nu știu cât jos, tot 6.000 din coace. Și l-am terminat. Și nu are rost să mai păstrăm numitorii, că sunt altfel, da? Deci, practic, a ajuns aici. Trebuia să pun grec așa. Da, așa. Da. Închis de paranteză, egal cu. Acum, x minus 2 într-o paranteză ori x, aș vrea să descoperim regula asta. Oare dă ceva x? De x la 2. Păi da, e cum e aici 1 ori 3, cum e 3 ori 5, exact. X minus 2 ori x, e tot aia. Ne luăm pe măsat. Da. Miruna insistă că poate aici este momentul frumos. Însă dacă ai avea avut acolo sus 2. 2. O, ce merge. Da, păi să nu amplificăm cu 2 pe 2. Aha, cu 2 pe 2, bravo, Miruna. Cu 2 pe 2, da? Acum. Adică cu 1.
Ori 2 pe 2. Așa m-ar fi înmulțit cu 1. 2 pe 2 e 1, dar noi cu 2 pe 2 înmulțim copii. Așa. Și acum 2 ăsta aplicăm distributivitatea și 2 îl băgăm la toți ceilalți. Da, și 1 pe 2 rămâne, dar și cu 3 din față 3 pe 2 rămâne. 3 pe 2. Deci 3 pe 2 pe lângă 2. Deci 2 pe 2 era ori 3. Uitați, 2 supra 1 ori 3. Și de ce copiii facem asta? Să avem 2 aici, dar noi suntem despre de nu facem. 5 plus 2 supra, 2 peste tot. 2 supra x minus 2 tot ori x. Dar nu putem să facem x la 2 minus 2x. Tocmai asta spunem. Putem face, dar nu e un avantaj. O să vezi de ce. O secundă. De ce n-am mulțit cu 5 pe 5? Că tot 1 este. De ce 7 pe 7? Pentru că suma, diferența de la numitor, trebuie să dea 2. Așa. Și dată pe 2 ăsta, o să scriem ca 3 minus 1, da? Deci o să zicem 3 pe 2, 3 pe 2, pe lângă 3 minus 1 supra 1 ori 3, plus 5 minus 3 supra 3 ori. Și mai departe, plus puncte, plus, aici cum o să fac copii? X minus x ori 2. X minus x ori 2 supra x ori 2. Deci ori 2. X minus x. Păi cum am să zis aici, Miruna? A, da. 5 minus 3 înseamnă x minus ăsta. Și pui o paranteză, pata mamă, și schimbă semnul de paranteză. X minus x minus 2, totul supra. Totul supra x minus 2. X minus 2 x. Cu 5. Și echivalent sus, 3 pe 2. Pe lângă. Acum distribuim numitorul la fiecare numărător, adică atât la 3 cât și la 1. Supra. Și vine 3 supra 1 ori 3. Hai, Andy, vorbește. Așa, 3 supra 1 ori 3 minus 1 supra 1 ori 3 plus 5 supra 3 ori 5 minus 3 supra 3 ori 5 plus și așa mai departe plus x supra x minus 2 ori x minus x minus 2 supra minus x minus 2 supra x minus 2 ori x. Ai înțeles de ce nu am fost eu de acord acolo când egal cu 5. Stricam, ziceați voi să mulțim. Pentru că nu mai puteam să simplificăm după aceea. Da? Deci când voi îmi propuneați să zicem x pătrat minus 2x de aici, îți las așa, mă. De ce? Pentru că voi nu ați văzut mișcarea mai departe, aceea în care în urma distribuirii, iată x cu x se simplifică, da, așa cum se zice 3 cu 3, 3 cu 3, 1 cu 1, 5 cu 5, 3 cu 3, x-ul cu x-ul ăsta, x minus 2 cu ăsta și o să avem cu echivalentul. 3 pe 2. Poți fi din urmă, 3 pe 2, 1 minus 1 pe x. 1 pe 3. Minus 1 pe 3 plus 1 pe 3, ca să mai ajuns atât. Da? Minus 1 pe 5 plus 1 pe 3. Plus 1 pe x minus 2. Minus, da, 1 pe x minus 2 minus 1 pe x. Egal cu 5. Și acum? Și acum. Minus 1 pe 3, plus 1 pe 3. Minus 1 pe 5, cu plus 1 pe 5, care e 15. Ăsta din față, da, cu ăsta. Deci o să avem 3 cu 2, pe lângă 1. Echivalent cu 3 pe 2, pe lângă 1. Nu, n-ar mai merita paranteza aceea, da, pentru că linia difracției joacă rolul. Și avea cu 3x egal cu 2x minus 2. Atenție, 3x supra 2x minus 2. 3x. X minus 3. Minus 3, fata mea. Păi da, 3 pe lângă x minus 1, păi da, ești fata mea. Păi eu am zis 3x. 3x supra 2 ori. 3x minus 3. 3, nu putem să facem 3x supra 2 ori x minus 1? Nu e adevărat. Cum să faci așa ceva? Nu mai e. Hai să vedem. Hai să vedem.
atenție. Iruna, tu zici așa să facem 3x supra 2x. Minus 1. Minus 1. Egal cu 5. Mare greșeală. Că, cum se mulțesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Atunci aș zice așa. Voi spune 3 pe lângă x minus 1, totul supra 2 ori x. Egal cu 5. Și echivalent. Acum urmează distributivitatea mulțirii față de adunare sau scădere. 3x minus 3, totul supra 2x, este egal cu 5. E altă ceva. Cu totul diferit. Da? Aplicăm cu 2x 5-ul. Deci, da. Deci, în clipa asta, am ajuns la etapa de aici și amplificăm cu 2x pe 5, sau face plusul mediu cu plusul extremilor, și apare 3x minus 3 egal cu 10x. Da? 3x minus 3 egal cu 10x. Scădem un 3x din ambii membri. Sau ducem pe 3x în partea cealaltă și vine minus 3 este egal cu 7x. De unde x va fi egal cu minus 3 pe 7. Și terminat ești. Da? Ce a fost aici interesant? Acolo. Când am scris chestia, cu 2 pe 2, aia. Deci amplificarea cu 2 pe 2, din nevoia de a apare la numărător 2-ul, ca să putem scrie ca o diferență acolo. Și când am amplificat cu 3, și sigur, observația făcută de tine, categorica aceea a fost bună, dar dacă n-am fi observat-o, Miruna, însemna că mergea cu 6.000, nu știu cât, 2.000 acolo, și observam că la un moment dat, când face plusul mediu cu plusul extremilor, apărea 3 ăla, evident, dar mult mai simplu, trebuie să înțelegem, să fim de acord, că mult mai simplu și mai ușor a fost să sesizăm că mulțim cu 3 și scăpăm de numitori. Și fracția s-a așezat mult mai simplu, nu? Deci, o etapă bună a fost asta cu observarea lui 3, al doilea moment important a fost să mulțim cu 2 pe 2, care sunt însemne 2-ul la numărători, acolo se pot scrie diferența de 5 minus 3, 7 minus 5 și mai departe. Și foarte important, nu umblăm la x pe lângă x minus 2. Că umblând la x pe lângă x minus 2, stricam e greșițiul. Nu, la ăla care vreați voi să-l desfaceți de la început. Care? N-ați sesizat că era 1 și 3 și x minus 2, adică cu două unități mai puțin și x. Deci practic, x era pe lângă x minus 2. Era toți doi termeni consecutivi. Exact. X și X minus 2. Corect. Și ai mulțit acolo, înseamnă că strici exact aranjamentul. Din contră, dacă autorul ar fi dat ultimul 1 supra X pătrat minus 2X, deci dacă ar fi dat 1 supra X pătrat minus 2X, voi trebuia să aranjați. Dar el a fost drăguț. Și deci aici a dat așa ultima. 1 pe lângă 1 supra X pe lângă X minus 2, da? Așa a dat-o. Dar dacă el dădea 1 supra x pătrat minus 2x. Voi trebuia să aranjați. Da, sigur făceați așa. Că voi stricați. Voi stricați chiar așa. Mergem mai departe. Alegeți dumneavoastră. Deci, acesta a fost un exercițiu frumos, interesant, cu manevra cei care ați văzut. Hai să vedem încă unul. 2 plus 2 la a doua, plus 2 la a treia, plus și mai departe, plus 2 la puterea 2013, totul supra 2 la 2014, 2 la 2014, minus 2, în paranteză toată asta. Am făcut-o luni pe asta. Am făcut-o parte. Știu. Am făcut-o luni. Da? Știu. Nu mai facem, nu are rost să pierdem timp. Nu, ne-am făcut-o nu, am făcut-o luni. Nu are rost să pierdem timp. Mi-am gândit și eu că am făcut-o. Altul, geu. 6 supra 2x asta n-am. De 6 supra 2x plus 2 la a doua ori x plus 2 la a treia ori x plus așa mai departe 2 la 2013 ori x egal cu 3 supra 2 la 2013
minus 1 la bază. Poți să-mi jurați ce idee ai? Putem să dăm faptul 1 pe x acolo. Facem suma aceea separat sau lucrăm tot pe exercițiu? Hai să o facem deoparte. Facem deoparte, mai, da? Mai corect. 2x plus 2 la a doua ori x. Așa, plus 2 la a treia ori x. Plus 2 la a doua ori 13 ori x. Când am faptul 1 pe x. Iar chiar 2x. Chiar 2x. Da. 2x pe lângă. X. Pe lângă 1, draga mea. Că l-ai dat pe 2x. Da, 1 plus 2x. Plus 2. Cam, e 2 la a doua acolo. Da, plus 2. 2 la a doua ori x, am scos pe 2x, s-a rămas 2. 2 la a doua. Plus 2 la a treia. Plus 2 la puterea 2000. 2 la puterea 2012. 2012. Și la cum? 2x pe lângă. Anca, hai să te rog ceva. Ah. Este foarte obositor efortul pe care puterea... faci tu. Este extraordinar, este enuant. Ca să te uiți așa, așa. De uite, că e căițelul tău și s-a vorbit așa, Anca. Hai ca să te ajut. Să vezi cât e de simplu când ați auzit, s-a transmis mesajul. Scoatem pe 2x în factor comun. Și acum stai cu ochii numai pe căițelul tău. Și zice 2x pe lângă. 1. A, 2x împărțit la 2x, a rămas 1. 2 la 2 ori x, fiindcă e 2x, x-ul e scos. 2 la 2 împărțit la 2, care e scos în față, face 2 la 1. 2 la 3 ori x, fiindcă a scos 2x, rămâne 2 la 2, că un 2 este scos. Deci în clipa în care stai cu privirea numai în caiet, îți și pui mintea la treabă, că să-și aude, să-și vorbește. S-a zis 1, tu n-ai știut de ce e 1, dar acum ai înțeles că e 2 la x împărțit la 2 la x. Pe urmă, 2 plus 2 la 2 și mai departe, 2 la 2012. Privind numai în căiețel, credeți-mă că îți pui mintea la treabă și înțelegi. Dar dacă stai așa, după ce s-a scris pe tavlă, este exercițiu foarte prost de la școală. Și păcat de efortul ăsta că ai venit aici. Ce se face la școală? Scrie cineva pe tablă acolo, profesorul sau elevul și celălalt copii de pe tablă. Asta înseamnă refuz de angajare la lecție. Îi place cum scrie locul. Păi? Da. Hai, deci, hai, ca să facem... Hai, aduce-ți. Bine, 2x pe lângă 1. Facem suma la os. Dacă vei. Face, cum să? Da, bine cum e. Da, să vedem dacă e suma lui Gauss. Hai, păi să o facem, domn profesor. A lui Gauss. Păi 2x pe lângă 1 plus 2 la puterea... Dar nu e așa. Facem și o sumă. Să luăm numai suma asta deoparte. Acum luăm suma deoparte. 1 plus 2 plus 2 la a doua. Deci 1 plus 2 plus 2... Notăm cu ies asta, nu? Fie ies 1 plus 2 plus 2 la a doua plus 2 la a treia plus punctul punctul plus 2 la... 2012. Ce îi face? Ce să-i dăm factorul 1 pe 2? Dar de unde? Care 1 în față? Lăsăm pe 1. 1. Aduceți-vă aminte că am mai lucrat. Am plecat cu 2. Asta e. Am plecat de egalitate asta cu 2. Și într-un membru și în celălalt. Da. La Biblie. Și echivalent cu 2S. Egal cu. Zi aduce. 1 plus 2 la 3. Unde, unde mă dacă am plecat cu 2? 2 ori 1, 2. 2. 2 plus. 2 la 4 plus 2 la 2, ce bine, bine făcut de așa? A, da, 2 la 2 plus 2 la 4 2 la 3 aduce cu tine. Nu înțelegi, înseamnă că n-ai înțeles. Deci mulțim pasta toate cu 2 ani. 2 ori 1, 2. 2, 2 ori 2, 2 la 2. Face 2 la 2, că e 1 plus 1. 2 ori 2 la a doua face 2 la a treia. 2 plus 1. Plus 1 expune 2 aici. Și ultimul care o fie, 2 la cât a dus? 2013. Așa m-a adus. 2 la 2013. Bun. Aș vrea să-mi spui cine este în fața lui 2 la 2013. 2 la 2012. Sigur că da. Hai să zicem din noi. 2 S. 2S egal cu... Ai spus o dată 2S? Da, da, da. 2S egal cu...
cu, în loc de 2 acela, poți să spun 1 plus 1. Așa, nu, 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 lăsăm așa, lăsăm așa. 2, 2 plus 2 la a doua, plus 2 la a treia, plus puncte, puncte, plus așa mai departe, plus 2 la 2012, ai așa ai spus că este față acolo, plus 2 la 2013. Cu cine am notat noi pe S? Cine a fost S? 1 plus 2 plus 2 la 2 și 2 S minus S. O secundă. Vezi că îi lipsește 1 de aici. Păi 2 egal cu 1 plus 1. Deci noi avem aici bucata asta până la 2012. Dar ei mai lipsește un? 1. 1. De aceea adunăm un 1 ca să-i punem și scădem un 1. Da. Și atunci vine 2 S egal cu... Hai să luăm mai ușor. 2 este egal cu 1, minus 1 mai întâi, minus 1 plus 1, plus 2, plus 2 la a doua, plus puncte, puncte, plus 2 la 2012, plus 2 la 2000, că 2 e 2013. Și acum se vede foarte clar că toată bucata asta o avem deja și notată cu cine? Cu S. Da. 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 Deci vine 2 S egal cu... Dar nu-i 2 S minus S? Adică... Tu de ce ții mecanic lucrurile astea în minte? 2 S egal cu... Uite atâta. Noi am făcut așa. S era asta. Adică. Am mulțit cu 2 ambii membri. De ce am mulțit cu 2? Pentru ca să punem în evidență bucata a doua asta. Dacă ar fi fost cu 3 peste tot, mulțeam cu 3. Și mulțim cu 2 se poate opera. Că 2 la 2 ori 2 la 1 face 2 la 3. 2 la 2012 ori 2 face 2 la 2013. Și acum, tragem cu coada ochiului spre cine a fost mai înainte Iesu. Sesizăm că Iesu are un 1 plus 2. Nu l-am pe 1 în față. Și atunci am adunat un 1 și am scăzut un 1, care face 0 la urmă, da? Mm. Și atunci va fi egal cu minus 1. Plus, plus cu toată bucata asta, plus S. Și plus 2 la 2013. 2 la 2013. Iată acum... Scădem un S. Scădem un S, veniți și vremea ta. 2 S minus S, adică S. 2 S minus S. Egal yes. cu minus 1. Minus 1 plus 2 la 2013. Deci suma aceea toată ne-a dat yes, 2 la 2013 minus 1. Exact. Da. Deci S-ul respectiv e 2 la 2013. Aici. 2 la 2013. Minus 1. Da? Și vine 2X ori 2 la 2013 minus 1. E vorba de cine? E vorba de numitorul ăsta de aici. Da. E ăsta. Corect. Și acum... Las așa, 2 la 2013 minus 1, că l-am și aici. Sigur că da. Deci ce lăsăm așa? Ce devine egalitatea? 6 supra. 6 echivalent cu. 6 supra. 6 supra. Acum, în loc de toată suma asta, scriu 2x pe lângă... 2x pe lângă 2 la 2000. 2 la 2013 minus 1. Da. Egal cu 3 supra. 3 supra. 2 la 2013. Minus 1. Iată numitorul 2 la 2013 minus 1 este și într-o parte și în alta. 3 și aici o să la 1, 2. 2. Și o să am 2 supra 2, echivalent. 2 cu 2 se simplifică sus jos. 2 cu 2 se simplifică, 1 supra x. Egal cu 1. Egal cu 1. Și atunci adică x egal cu 1. Asta este soluția. Da. Cred că ne oprim aici. Ia să vedem cât este ceasul. Nu știu. Cât? Și 27. Da. Și 27. Ne oprim aici să facem și sinteza, să vedem da. Exact ce a făcut. Cum clasa așa, 11 văd că nu mai aveți. Da, nu mai am clasa 11. Nu mai aveți? Stau un pic de vorbă cu el. Cu el. Tot a venit, dar să nu da, trece să... și el... Sinteza facem. Să vedem sinteza la... Ce-am lucrat astăzi? Ecuații de grad întâi. Ce vrea să zice? Așa. Ecuații de gradul 1. Da. Asta au fost acolo.
Apoi moduli. Da. Ce-a de gradă întâi. Moduli. Da. Nu, no, ecuații cu moduli. Așa a fost, ecuații cu moduli. În care m-am dus un modul expustat acolo. Moduli, ecuații. 3. Am avut aici calculul sumei lui Gauss. Merge să spunem, nu? Calculul sumei. Sumei Gauss. Factor comun. Da, și scoate la factor comun acolo. Suma unor termeni progresii geometrice. Asta, 2 plus 2 la 2 plus 2 la 3. Suma termenilor de progresie geometrică. În fiecare să obțin din cel de față, mulțiți vă așa. Termenilor în progresie geometrică. Cam asta a fost sesiunea care am făcut-o seara asta. Rămâne să ne vedem mâine, nu? La aceeași oră, programul îl știm. La geometrie. La geometrie! Yeah. Ce mare bucurie! Uh-huh. Faceți finalul, copii! La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profona și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share! Așa se poate.